Am revenit, Politica la Iași, emisiune intitulată Vremea examenelor, în platou doamna profesor Camelia Gavrilă, doctor în litere, deputat din partea Partidului Social Democrat. Am spus că fără să abandonăm zona politică facem trecerea spre învățământ, trecerea naturală e legată de activitatea noastră în fruntea Comisiei pentru Învățământ. Cum e în această comisie? Am mai dialogat cu membrii ai comisiilor de specialitate și mi-au spus că uneori se creează un fel de diviziune a muncii între grupuri de membri și președintele e cel care trebuie să unifice abordările. Da, bun, există și asemenea, numai că, în general, comisiile tehnice sunt, unitatea de vederi e mai bună. Comisiile acestea gen cultură, sănătate, educație sunt mai pasionale. Și atunci și fractura între putere și proiectele puterii și opoziție este mai accentuată această fractură, nu pentru că ar fi puncte de vedere diferite, ci pentru că e foarte simplu din opoziție să spui, să facem proiecte care sunt înseamnă consum de fonduri în condițiile în care știi și limitările celelalte. Dar se și vorbește foarte mult în Comisia de Educație, este o comisie în care se dezbate, se comentează când mai vin alți colegi, fie pentru a înlocui parlamentarii învoiți, fie pentru a asista pe o anumită sau teme de interferență, sunt surprinși de amploarea timpului dedicat, pentru că e multă discurs, e multă discuție, e multă pasiune și implicare. Suntem mulți profesori, nu toți, într-adevăr, pentru că această comisie adună și zona de tineret, sport, exact, deci există și alții care au cumva alte competențe, dar sunt și subiecte, știu, mai fierbinți. Probabil că va urma o lege a educației, pentru că a trecut destul de mult timp de la cea din 2011 și care a și fost foarte mult amendată, încât este la acest moment un puzzle de tot felul de completări. Unele nu sunt realizabile, altele sunt într-o ușoară contradicție internă cu alte acte normative, cu alte aspecte ce țin de legislația secundară. Deci cred că o viziune unitară adecvată momentului s-ar impune. Ministrul Educației bănuiesc că e promotor al acestei idei, nu? De o nouă lege. Sau nu prea? Ministrul Educației probabil că în acest moment se adaptează la ceea ce este minister. A preluat recent funcția. Cred că va prelua ideea de legea educației nouă există, mergând pe aspectele pozitive ale acestei legi. Nu mai inventăm roata de la capăt, nu are sens să o preluăm. Sunt elemente de europenitate în legea respectivă, sunt alte evoluții ale sistemului educațional românesc ce impun totuși o altă gândire. Puteți să exemplificați, să spun unul sau două domenii ar trebui să vedem care sunt depășite, în care prevederile actuale sunt depășite. Observați că s-a gândit un bacalaureat și o evaluare națională care să conțină o probă transdisciplinară, transcuriculară, pentru care nu s-a făcut absolut nimic până la acest moment. Noi tot am prorogat termenele. Sau vom renunța la această abordare, deși ea este destul de modernă și înseamnă o gândire integratoare, încercând să unești domeniile, să vezi aspectele care au interferență în domenii științifice, în domenii umaniste, în chestiunea de comunicare. Dacă faci asta la bacalaureat, probabil că logica ar fi să se gândească o modalitate ca în timpul în timpul studiilor să fie pregătit elevul pentru asemenea. E motivul pentru care au fost amânate aceste prevederi și pentru clasa 8-a, care presupunea la un moment dat un portofoliu, pregătirea unui portofoliu care să conțină și aceste elemente transcuriculare, la fel la clasa a 12-a, o disciplină. Da. Nu există. S-ar putea să e vremea vacanțelor, s-ar putea să ne asculte multă lume care are copii sau cine știe. Bun, poate să nu se emoționeze tinerii, că se va întâmpla imediat. Puteți să dați un exemplu. Cum ați vedea dumneavoastră o formulă de aceasta transdisciplinară? O formulă transdisciplinară ar fi sau existența unor teme comune în care profesorii să colaboreze și să fie un fel de împărtășire de transfer didactic, metodic, de abordare, pe zona, să spunem, comunicare, limba română sau literatură română, limbi străine, sau filozofie, domeniul socio-uman, sau informatică fizică, informatică matematică. Deci sunt chestiuni, zone care pot să aibă atingerea și care să aibă un nucleu de teme, apoi de teme comune. Temele date elevilor ar putea să conțină și elemente de interdisciplinaritate. La momentul actual, școala românească este destul de împărțită. A
avem domeniile foarte clare, de delimitate. Da, e o segmentare clară. Pe de altă parte, multă lume vorbește, am vorbit și cred că și noi într-o emisiune, modelul finlandez, etc., etc., unde se merge pe partea aceasta. Da, și pe o parte mai individualizată, mai pe opțiuni personale. Ar mai fi o idee legată, cea pe care o susțin cu multă insistență, legată de bacalaureat diferențiat. Da, am vorbit iar așa asta și mă uitam... Văd că apare cu insistență și în contextul actual. Mă uitam inclusiv pe Hot News dimineață, poate și pe alte pagini altor instituții media. Se discută această problemă mereu în perioada bacului și... S-a născut din dificultatea celor de la absolvenților de la învățământul tehnic de a depăși un bacalaureat care este excesiv teoretizant, cu domenii teoretice, abstracte, dificile, în condițiile în care ei parcurg o curiculă cu foarte multe obiecte de specialitate. Și mergând pe simetria în zona umanistă, ai discipline de relevanță umanistă, e firesc și în zona tehnică să fie acestă. Deci să fie niște opțiuni. Acest lucru ar rezolva problema unui număr extrem de mare de absolvenți care nu au reușit să finalizeze întrebarea pe care poate și-ar pune-o cineva care în fața televizorului e într-o astfel de situație sau are copilul, dacă el a terminat, să zicem, acum sau anul trecut și noile prevederi vor intra în vigoare, să spun, peste 2 ani, acel absolvent de 2016 sau 2017 va putea să susțină bacul pe noul format și să-l obțină? Va putea, chiar dacă va fi, să spunem, pentru un timp determinat acordată această posibilitate, până când absolvenții rămași din promoțiile anterioare vor reuși să parcurgă. Deci va fi un interval. De ce spunem acest lucru? Pentru că e o soluție și o responsabilitate socială în condițiile în care ai gândit un bacalaureat prea elitist și ai mers cu o zonă care să acopere toate domeniile, nu te-ai gândit la fiecare categorie în parte. Dar încă un lucru care trebuie spus. În niciun caz nu va fi stresat un elev care este acum în sistem, să spunem, clasa a 10-a, să-și imagineze că va da un alt tip de bacalaureat decât cel actual, decât dacă eventual va dori. Pentru că regula este nu schimbi în timpul jocului sistemul de evaluare la final. Bun. Și o altă întrebare care ar putea apărea, sigur, se fac calcule de viață. Mulți dintre cei care ar alege această variantă tehnică nu doresc neapărat să urmeze cursuri universitare, dar totuși ele ar deschide drum, să spun, pentru, nu știu, de la un colegiu orientat spre mecanică cu acel bac să poată da la mecanică, dar nu la istorie, nu? Da, ar putea fi, să spunem, un bacalaureat care să-ți permită exact un traseu tehnologic și nu neapărat un traseu, să spunem, la facultățile care presupun, universitățile care presupun competențe teoretice sporite. Nici n-aș vrea să fac ierarhii între domenii, pentru că, poți vorbi de zonă literă, istorie, drept, medicină, care sunt, cum să spun, în care concurența este destul de mare. Există suficient de multe zone ale învățământului tehnologică, sunt doriți efectiv acești absolvenți. Și înseamnă și o posibilitate de a recupera de pe traseu ceea ce a rămas pe cei care au rămas fără studiile finalizate. Paradoxul este că angajatorii, chiar dacă îi preiau pentru muncitori calificați sau eventual tehnicieni, solicită acest bacalaureat. Deci el trebuie să existe ca o formă de finalizare a studiilor. Da, acesta e un domeniu. Aș mai spune, pentru că tot facem așa un inventar de zone delicate ale învățământului, aș merge pe ideea de pregătirea profesorilor, care e destul de precară din perspectiva practicii didactice. Există acel, să spunem, modul psihopedagogic. Știu, cunosc foarte bine. Vreau să vă spun că eu voi fi student din toamnă la acest modul. Nu l-am făcut la vremea respectivă. Am putut, dar pentru un nou concurs universitar. Deci vă întoarceți spre zona metodică didactică. Ceea ce, sigur, e foarte interesant. Problema este însă dacă acest tip de, de studii ar trebui cumva gândit tot transdisciplinar, astfel încât să existe variante încât și cei de la arte. Deci ne referim la masterat, cei... să spunem. Va fi masterat se vorbește de la în legea actuală de masteratul didactic, nu foarte dorit, nu foarte, în general, se preferă, pentru că sistemul Bologna
A fost el atunci seducător, dar pregătirea de specialitate științifică e destul de plafonată. Se simte nevoia unui, unui masterat științific care să completeze domeniul de studiu. Deci e cam greu să mai încapă și un masterat didactic. Și atunci ar trebui să avem două variante. Să fie un masterat care să combine module de pedagogie didactică, metodică și câteva chestiuni de, de științifice. Da, să poată fi accesibil profesorilor din preuniversitar sau universitar din toate ramurile sau l-ați gândit mai degrabă? Nu, n-aș merge poate neapărat pe știu, secvențe tot, fiecare domeniu, fiecare facultate cu masteratul ei, dar am putea merge pe zona, pe o zonă socio-umană, pe o zonă lingvistică, limbă comunicare, pe o zonă științifică, deci ar putea fi grupat în felul acesta. Și încă o chestiune care se asociază cu acest masterat sau dacă el nu va fi pe gustul decidenților sau a grupurilor de lucru din ministere la momentul acela, oricum vor fi și dezbateri publice, trebuie să ajungem atunci la varianta mentoratului, un an de ucenicie cel puțin, în care profesorul cu experiență, mentorul, alături de debutant, împreună desțelenesc drumul prin, mai ales prin arta predării. Pentru că poți veni cu foarte solide cunoștințe, dar modul în care le prezinți, în care le esențializezi pentru nivelul claselor, al grupelor din față, ta, al nivelului de vârstă, poate fi foarte deficitar. De aici nevoia de experiență și de îndrumare. Aș vrea să vă întreb, pentru că mereu citim în presă în perioada aceasta, sigur, în special pentru BAC, nu? Licee cu probabilitate 0 sau 0, ce ar trebui să se întâmple? Eu știu că varianta desființării liceelor, ca de altfel desființarea orice, e foarte impopulară. Și mai apare și ideea dacă doar ar fi mai mulți bani, totul ar merge minunat. Eu vă spun ideal ce mi-ar plăcea să se întâmple și ce s-ar putea dacă ar fi și voința administrativă, politică, ca legislație și financiară. În primul rând ar trebui să intrarea în liceu să nu fie cu medii sub 5. Deci să fie accesul pe ruta liceală, mergând de la un prag, ce presupune niște cunoștințe de bază. Și discutăm imediat despre profesional. Pentru că, pentru că atunci nu ai mai avea problema că se intră cu orice medie și aștepți minuni de la profesorul de matematică ce pregătește elevii pentru clasa a 12-a la bacalaureat, care sigur trebuie să fie egal pentru cei din domeniul respectiv, la modulul respectiv. Deci asta ar fi un aspect. Paralel cu profesionala, cum spuneați, o recredibilizare a școlii profesionale și, dacă îmi permiteți să deschid o paranteză, dintre că mă tot întrebați de comisii și de reușite ale comisiei în perioada aceasta, cred că un aspect foarte important este legiferarea, aprobarea Ordonanței 81, care vine și clarifică învățământul dual, creează un cadru legislativ pentru agenții economici să intre în parteneriat cu școlile, să realizeze curicula, să ofere burse mai motivante, să-i angajeze apoi pe... Deci se creează ca în Austria, ca în Germania, un mod de corelație. Am vorbit despre asta la trecuta noastră întâlnire și acum chiar s-a întâmplat, Deci, vă așteptați și facem un scurt popas pe Iași. Vă așteptați ca în Iași această lege să ducă nu la imediat. Apariția știu că nu imediat, unor proiecte interesante. Mă aștept pentru... să genereze în toată țara o anumită emulație și un anumit interes. Ar fi nedrept să nu se implice agenții economici. Totdeauna au criticat în toate întâlnirile noastre, la colegiile prefecturale, în comisiile de dialog social, au vorbit de diferența între distanța, între școală și producție și agenții economici. Acum au posibilitatea să se implice. Sigur că înseamnă costuri. Cred că ar trebui să vedem și fiscal, dacă pot fi niște facilități fiscale care să-i motiveze. Înseamnă să ai un tutor de practică pe care să-l pregătești, înseamnă un risc sporit când ai elevi în zona de producție, dar în același timp, deci eu cred că în timp lucrurile vor genera. Știți, e modelul de vezi că se poate alături, că unii o fac, începi să te implici uneori dintr-un patriotism local, alteori dintr-o solidaritate. Ucenicia pe sistem german? Ucenicia se adresează tuturor. Știți că vorbim la... avem și legea aceasta chiar pusă, trecută, prin care se acordă și facilități celor care primesc ucenici și ca o formă de și de pregătire a adulților, cât și pe cei care fac stagii de practică, acceptă studenți la stagiile de practică, există finanțare din partea statului pentru cei, și sporită acum semnificativă, între 250 de euro pentru fiecare student și 300 în funcție de student sau elev sau ucenic. Ucenicia pe modelul, sigur, modelul german sau modelul austriac înseamnă și o economie predictibilă, înseamnă o anumită forță, o anumită turație a motoarelor economice, dar ca model el poate funcționa și poate
poate fi preluat, plus că permite și celor care sunt mai în vârstă să revină pentru o formare profesională, ținând cont și de dinamica de pe piața muncii. Vă propun să trecem puțin înspre universitar, înspre zona universitară. Multă lume spune identificarea și delimitarea specializărilor și domeniilor este imperfectă, să folosesc un termen blând, că de fapt acum și când numărul de studenți scade foarte mult, secțiile devin greu sustenabile, că de fapt, și vă dau un exemplu, nu e, sper să nu mă audă colegii, eu mai degrabă aș fi partizanul unei licențe în științe sociale și după aceea te duci la master, să spun, spre științe politice sau spre sociologie sau spre altceva, sau filozofie. E un exemplu, nu știu dacă e cel mai dinerit. E un exemplu bun și sunt alături de ideea dumneavoastră. Există și în acest sens un document al Comisiei pe care l-am avizat, l-am aprobat, a trecut și prin planul Camerei Deputaților, se află acum la Senat, Camera Decizională, pe subiectul respectiv, legat de dubla specializare, care deci ar rezolva multe probleme. Uitiți-vă, deci eu sunt absolvent de engleză-română. Ai două variante, deci la fel ar putea fi istorie, geografie. Până în anii 90 și ceva au mers aceste duble specializări. Cred că e foarte bine pentru că licența ar crea un orizont de deschidere, de interferență, de pregătire pentru și apoi în funcție de opțiuni, de pasiune, aprofundez prin master. Da, problema este unde integrăm și acest master didactic, dacă el să fie și acolo, dacă vei dori să predai, mă refer la zona profesorală. Dar sigur poți fi cercetător în domeniul filozofiei, al politologiei și așa mai departe. Trebuie să fie mai flexibile calificările, programele de studii. Asta ar trebui să... Studiile postuniversitare, deci nu masteratul, studiile postuniversitare, bun, mai vechi, au un viitor din perspectiva noastră sau pe noul format nu le văd viitorul foarte mult, pentru că tinerii știu clar că vor urma licență, master, doctorat, doar poate pentru cei care intră pe un domeniu anume și simt nevoia unei competențe suplimentare. Deci ele cred că vor avea un viitor limitat. Nu ar trebui să dispară pentru că deschid alte orizonturi, alte aprofundări, alte dorințe de cercetare, să spunem, și atunci ar putea să se întoarcă specialistul respectiv pentru acest lucru. Dar ca să meargă, să vedem un tânăr care să parcurge facă, tot, da, facă, da, mai e puțin. Există și un pragmatism al generației actuale, dacă știți, ei își fac cumva CV-urile, traseele de viață, cuantifică ce loc de muncă își pot găsi, ce trebuie ca pregătire. Concurența cu universitățile străine este destul de semnificativă, unele, în afară de cele extrem de elitiste din Marea Britanie sau unele din state, o parte. În rest, dacă luăm zona țărilor nordice, este foarte deschisă spre a primi studenți străini, pentru că în felul acesta, evident, au și finanțarea și susținerea și este ușor de ajuns, e blazonul unei universități străine, deși sunt facultăți la fel de importante, universități la fel de celebre. Cred că și această ierarhizare a universităților trebuie făcută, apele să așeze lucrurile cumva. De ierarhizare să depindă finanțarea sau ați fi mai degrabă partizana unui sistem, să zic, de competiție între programe, astfel încât, să spunem, dacă sunt 5 programe de, nu știu, de științe politice pe țară. Știți că dacă am întrebat universitățile vechi, evident, dați seama ce ar spune dacă aș intra rolul celor de la Babeș-Bolyai sau Timișoara. Și finanțarea unui program ar trebui cred că să e fie foarte... a perpetuite sau ar trebui să fie pe evaluat o durată... Deci aici clar, un program trebuie să fie pe o durată limitată, cu evaluare periodică și cu o readaptare a acestuia în funcție de relevanță, de rezultate. Dar în privința universității, cred că cele care au deja au un blazon, o siguranță, o certitudine, evident că care nu au abandonat calitățile intelectuale, științifice, criteriile, standardele, trebuie să beneficieze de un anume statut și nu aș vrea să fie aceste confuzii valorice, toate sunt universități, toate sunt valoroase. Să încercăm să așezăm lucrurile. În fine, mai avem timp, mai puțin de 3 minute, dar postdoctoratul acesta e un succes. Până la urmă sunt mulți bani europeni, multă lume spune. Eu trebuie să mărturisesc că eram prea vârstnic pentru a urma asemenea studii. Nici deci eu n-am urmat, deși la un moment dat m-aș fi tentat să plec undeva în Anglia și să stau într-o bibliotecă londoneză și să merg pe un... Nu ar trebui totuși
fim mai atenți cu... Ar trebui să fim mai atenți, dar știți cum, eu ca profesor și ca intelectual legat de bibliotecă, de carte, de învățătură, aș merge pe ideea să fie trasee culoare în care ideile, creativitatea, pasiunea pentru studiu să se poată realiza în diferite forme. Sigur că și aceste burse uneori postdoctorale pot să fie, știu, o formă care înseamnă te duci, scrii stai ceva, stai... De piața muncii. Dar poate că sunt și zone care sunt și oameni care performează și care adună o competență suplimentară care se vede într-un produs științific redutabil. Am ajuns la final, ar fi multe de discutat, cu siguranță vom putea vorbi și mereu vom vorbi de învățământ, fie într-a doua, fie în prima parte a vieții noastre și a devenirii sociale. A fost doamna Camelia Gavrilă, profesor, deputat din partea Partidului Social-Democrat. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare la Politica la Iași.